cine spune că ar face orice să slăbească, n-ar face nimic, din punctul meu de vedere. Am slăbit 10 kg pe lună de la început până la final. De când m-am apucat, am poze, am făcut poze din fiecare lună, la aceeași dată, pe 25, în lună de lună, și am avut prima lună 10 kg, a doua 10, a treia 10, a patra 10 și în ultima lună am slăbit 5 kg pentru că doar două săptămâni am mai lucrat ca să slăbesc. E clar că după rezultatele care sunt vizibil foarte mari, până la urmă 45 de kg, sunt 45 de kg, doar că eu așteptam asta și încă aștept, încă nu sunt mulțumit de mine, încă nu am ajuns la punctul la care îmi doresc eu. Eu vreau să am... Cine are nevoie de un sfat și mai ales în slăbire, ar trebui să se ducă la un om care a făcut treaba asta. Pentru că n-am părăsit niciodată Power Gym Craiova. Din începuturile mele în 2012-2013, când am început să mă antrenez cu Ionuț, Ionuț Pucă, adică fost antrenor. Să te bați la 15 ani cât aveam eu în momentul respectiv la o gală de profesioniști cu oameni de 20 și 24. Avea de exemplu băiatul respectiv 24 de ani. Următorul meci a fost cu un băiat de 27 de ani și nivelul era foarte sus, deși eu eram copil, și dar făceam față și mă adaptam. Dar Ionuța... Cum e, Ionuț Pucă, prin ochii tăi? Te întreb pentru că... Un deschizător de drumuri, din punctul meu de vedere. Adică toți sportivii care au fost lângă Ionuț Pucă au dat exemplu de rezultate, au dat exemplu de disciplină, au dat exemplu de seriozitate. Absolut fiecare om care a fost lângă Ionuț în sală a crescut încă o etapă a vieții cu el. Din punct de vedere al sportului, bineînțeles. Viața de sportiv înseamnă așa, când ești mic, toată lumea iese afară, toată lumea iese în oraș, toată lumea se distrează, tu trebuie să mănânci ce trebuie, să te antrenezi cum trebuie, să dormi cum trebuie. Când eram eu mic și toți ieșeau în oraș vineri seara la 10, eu la 10 termin antrenamentul și mă duceam acasă. Adică sunt, dacă le-aș fi văzut exact cum văd lucrurile acum, cred că eram mult, mult mai sus decât sunt acum și știam să apreciez lucrurile mai mult. Nu, nicau nu cred că a schimbat nimic. Pentru că toate acțiunile mele, atât bune cât și rele, m-au adus la omul care sunt acum. Orice greșeală pe care am făcut-o la o vârstă mai fragedă, m-a învățat ceva ce poate acum mă ajută mai mult decât dacă n-aș fi făcut-o. Nu, chiar n-a schimbat nimic. Îmi place de omul care sunt, îmi place unde sunt în societate în momentul de față și consider că îmi asum toate greșelile pe care le-am făcut și trăiesc cu ele liniștit. Nu regret nimic.